De ce omul ajunge să mănânce? El, din cauza stresului, produce foarte mulți hormoni de stres. Cumva ca să îl inhibe sau să nu-i lase să îl atace, tinde să mănânce. Când mănâncă datorită stresului, hormonilor de stres, totul se depune. Dar dacă omul, înainte de a avea ocazia să mănânce, s-ar duce și s-ar elibera de hormonii de stres, ar face o alergare, o plimbare, mișcare, urcă un deal, coboară, urcă scările, coboară. Am avut un caz care avea problema asta. Și am spus doar atât. La ce etaj stai? La 11. A, la 11, super. Și mai am și mezanin. A, deci de fapt 12 și. Da. E bine, când ți-e foame, coboară până la parter și urcă pe mășcările, toate până la 11. Și apoi stai un pic și apoi mănânci. 4 luni mai târziu, dăduse jos aproape 16-17 kg. Deci, înainte de a face, de a lua masa, dacă faci un efort, atunci lucrurile merg bine. Sunt mulți oameni care, de exemplu, se duc că au auzit ei că carnitina, L-carnitina slăbește, produce ardere puternice, este un aminoacid care face minuni. Răspuns, da, este adevărat, cu condiția, înainte de a lua L-carnitina, o jumătate de oră trebuie să arzi, adică trebuie să faci mișcare fizică și să menții între 1,37, 1,47, 43, de fapt, să menții ritmul cardiac. Nu mult, 20 de minute. Și în rest ai 5 minute preludiu, 5 minute postludiu. A, deci alerg la bandă, da, și pe urmă iei L-carnitina. Da, va fi ca un mod extraordinar de rapid de a slăbi. Păi și dacă le iei așa, nu se întâmplă nimic. Deci, recapitulăm. Triptofanul este produs la nivelul intestinelor. Serotonina, la fel. Sunt triptofanul, producția de triptofan este influențat foarte mult de cât de mult dormi.